Bună ziua, mă numesc Dan Oros, sunt profesor yoga, dar azi o să vă vorbesc în calitate de Blue Diamond, doTERRA, și tema acestui scurt video este legată de una dintre obiecțiile fundamentale legate de network marketing, și anume spun unii că network marketingul este o afacere piramidală. Acum, ca să fiu foarte sincer, în urmă cu 17 ani, înainte să intru în contact cu network marketingul, și eu gândeam la fel. Da? Gândeam că sistemele network marketing sunt niște sisteme în care cei de deasupra câștigă bani pe baza muncii pe care o depun cei de sub acea persoană. Și așa, privind din exterior, neînțelegând de fapt cum funcționează lucrurile, am considerat la acel moment că nu este deloc un sistem de business corect, onest, echitabil. Însă, după ce în 2005 am început să mă implic în network marketing și am început să înțeleg de fapt despre ce este vorba, mi-am dat seama că toate acele puncte de vedere pe care le aveam erau doar rezultatul ignoranței mele. Pentru că dacă înțelegi cum funcționează un sistem network marketing, o să-ți dai seama, în primul rând, că nu este perfect, dar este cel mai corect sistem care există în acest moment în zona de business. Da? Repet, nu este perfect, dar este cel mai corect, cel mai etic, cel mai onest, cel mai recompensant, și tocmai de aceea eu personal recomand tuturor să se implice în network marketing. Evident că nu toată lumea trebuie să se implice în acest domeniu, dar eu recomand tuturor, pentru că pe lângă multiplele beneficii care sunt legate în mod direct de compania cu care colaborăm și de domeniul de activitate, un lucru extrem de valoros pe care afacerile network marketing îl oferă este dezvoltarea personală și dezvoltarea spiritului antreprenorial. Da? Din păcate, în România, acest spirit antreprenorial încă nu este suficient de mult dezvoltat, nu așa cum este, de exemplu, în Statele Unite sau în Occident. Însă și cu ajutorul network marketingului, lucrurile încep să intre pe un făgaș din ce în ce mai sănătos din această perspectivă. Da? Deci, repet, network marketingul este un fel de fermă de antreprenori, pentru că majoritatea celor care sunt implicați în network marketing în astfel de business-uri vin pentru prima dată în contact cu ideile acestea legate de antreprenoriat, și bineînțeles că acest lucru îi pregătește, în primul rând, să aibă succes în afacerile lor network marketing, dar tot ceea ce înveți în network marketing poți valorifica ulterior în alte tipuri de business-uri, de activități de tip antreprenorial. De exemplu, pentru noi, când spun noi, spun eu și iubita mea, Simona Dărăban, deci pentru noi, experiența network marketing a fost extrem de utilă atunci când am demarat proiectul nostru spiritual și de dezvoltare personală, Spanda Project, da? Pentru că am învățat niște lucruri fundamentale în network marketing pe care le-am putut aplica în proiectul acesta. Pentru că până la urmă, orice fel de business ai dezvolta, business-urile sunt despre relații interumane, da? Este vorba despre relații interumane și despre marketing, despre vânzare. Da? Știu că multora nu le place ideea de vânzare, nici nouă nu ne-a plăcut acest lucru, însă practica ne-a arătat și ne-a învățat că
în orice proiect, inclusiv într-un proiect spiritual, cum este cel al nostru, peste 90% din proiect înseamnă marketingul. Da? Pentru că poți să ai cel mai bun produs din lume, da? Poți să ai soluția perfectă pentru absolut toată lumea. Dacă lumea nu știe de tine, dacă informația legată de ceea ce tu ai de oferit nu ajunge la oameni, da? O să rămâi cu un produs extraordinar, dar despre care nu știe decât foarte puțină lume. Da? Tocmai de aceea ați dezvolta abilitățile de promovare, de marketing, de vânzare, este un lucru foarte, foarte important. Iar vânzarea, din punctul meu de vedere, nu înseamnă în niciun caz acel act agresiv prin care vrei să-i vinzi omului lucruri de care el n-are nevoie. Dimpotrivă, viziunea mea despre vânzare este că vânzarea este acel proces prin care tu, care știi beneficiile produsului tău și știi că de acele beneficii are nevoie clientul tău, tu vei face o legătură extrem de armonioasă între produsul pe care tu îl promovezi și nevoia clientului tău. Și atunci vânzarea, de fapt, nu mai e o vânzare, ci este o cumpărare. Da? Nu tu vinzi, ci omul cumpără, pentru că tu ai reușit să legi ceea ce produsul are de oferit cu ceea ce omul are nevoie. Da? Și tocmai de aceea este foarte important în orice fel de business să fim cât mai buni în procesul de vânzare. Cu cât suntem mai buni în acest proces, cu atât acest proces va fi mai armonios. Se va petrece fără niciun fel de tensiuni, fără niciun fel de probleme. Și de fapt, noi ca promotori ar trebui să ne străduim să fim cât mai profesioniști tocmai pentru a putea servi optim clientul nostru. Da? Pentru că cel mai adesea clientul are nevoie de produs, dar cel care îl vinde nu are talentul și nu înțelege produsul, nu rezonează cu el suficient de bine încât să poată să îl prezinte într-o formă în care clientul să și-l cumpere fără niciun fel de ezitare. Da? Și din această perspectivă, network marketingul te învață să fii foarte bun la partea aceasta de promovare. Și ca să fie și mai clar că vânzarea este ceva cu care se confruntă toată lumea, gândiți-vă că, practic, dintr-o anumită perspectivă, totul este o vânzare. Dacă inviți pe cineva la un restaurant, la un film, este o vânzare, vinzi o idee, doar că nu pe bani. Da? Convingi copilul să facă un lucru care este util, este un proces de vânzare. Da? De fapt, asta este vânzarea, îți promovezi o idee, un produs, un mod de gândire și așa mai departe. Noi oricum facem asta zi de zi, doar că nu ne-am perfecționat în așa fel încât să fim foarte eficienți pe orice alt domeniu al vieții atunci când vine vorba de a promova lucruri. Bun. Acum, când vorbim de network marketing sau multi-level marketing, așa cum, sau MLM, cum este cunoscut, practic, noi avem un mod de a vinde produsele în care nu lucrăm singuri, ci formăm echipe care fac exact același lucru pe care îl facem și noi. În mod obișnuit, companiile care vând diverse produse au agenți de vânzare pe care îi plătesc cu un salar fix și fiecare sau
plus cotă parte din vânzări și fiecare își desfășoară activitatea în mod autonom. Însă, de exemplu, când apare un agent nou, da, ce se petrece? Unul dintre agenții vechi lucrează împreună cu agentul nou și îl formează, dar agentul vechi nu este deloc recompensat pentru faptul că formează acest agent nou, care va deveni foarte probabil concurența ta. Da? Cel mai simplu, putem să înțelegem acest lucru în cazul unei agenții imobiliare. Da? Tu ești patron, da, ai angajat niște agenți, îi înveți cum să facă vânzările și devin din ce în ce mai buni, iar la un moment dat, când ei devin foarte buni, încep și își pun problema de ce să iau eu procentul mic dintr-o vânzare și patronul să ia procentul mare, când pot să-mi deschid propria mea agenție. Da? Și atunci să iau eu procentul mare și să-mi angajez agenți. Da? Și vedem că într-o asemenea situație, practic, noi ne-am trăinuit, ne-am pregătit concurența. Da? Și când pleacă agentul de la noi, nu pleacă doar el. Pleacă de obicei și cu clienții de-ai noștri și poate și cu alți agenți pe care tot noi i-am format. Ei bine, în network marketing lucrurile funcționează diferit. În sensul că eu, de exemplu, formez alte persoane care dezvoltă propria lor afacere în network marketing. Da? Eu îi recrutez, eu îi trainuiesc. Da, îi văd tot ce trebuie să știe despre afacere, da? Și pentru că eu fac acest proces de recrutare și instruire, educare, formare, compania mamă îmi plătește niște procente din ceea ce generează ca rulaj fiecare persoană pe care eu am format-o. Și este un lucru absolut normal și absolut corect. Da? Pentru că munca mea, da, trebuie să fie recompensată. Da? Ca orice altă muncă. Munca mea de recrutare și formare este recompensată. Și de ce se numește multi-level marketing? Pentru că în aceste sisteme nu ești recompensat numai pentru rulajele pe care le generează persoanele pe care le-ai adus tu în mod direct, și ești recompensat până la un anumit nivel de adâncime procente din rulajele persoanelor care au fost aduse de persoanele pe care le-ai adus tu și așa mai departe. Sunt diferite planuri de compensare care plătesc pe diferite niveluri de adâncime, dar ideea este că tu demarezi un proces de multiplicare, da? În care tu formezi niște oameni care la rândul lor formează alți oameni și așa mai departe, și se multiplică acest lucru, da? Și pentru că tu ai demarat acest proces, compania îți plătește anumite procente din rulaje până la o anumită adâncime. Iar partenerii tăi beneficiază exact de aceleași beneficii, de aceleași bonusuri, da? Și ei la rândul lor primesc procente din rulajele oamenilor pe care ei au format până la același nivel de adâncime la care primesc și eu și așa mai departe. Da? Practic, fiecare persoană atunci când începe o afacere network marketing pornește cu șanse egale cu cei care au pornit mai devreme. Bun. Și acum ajungem la subiectul nostru, și anume faptul că spun unii că network marketingul este un sistem piramidal, și o să vă explic în cele ce urmează de ce lucrurile nu stau așa.
Bun. Păi, v-am spus procesul prin care se creează rețeaua, da, este acela în care noi recrutăm persoane care la rândul lor recrutează alte persoane și le formează și așa mai departe, da, se multiplică pe multe, multe adâncimi, da? Și am spus, compania ne plătește procente din rulajele pe care le generează fiecare dintre acești constructori de rețea. E foarte important să înțelegem că fiecare cerculeț de aici, de fapt, înseamnă un lider care are în jurul lui alți lideri și consumatori, da? Și așa mai departe. Deci nu e vorba de o singură persoană, ci de un grup de persoane, un lider împreună cu consumatorii și câțiva care mai împărtășesc informațiile legate de produse. Bun. Și atunci, ce spun cărcotașii? Spun că sistemele network marketing sunt niște sisteme piramidale, dacă sunt niște piramide în care cei de deasupra câștigă cei mai mulți bani și cei de dedesubt, da, câștigă foarte puțin sau deloc. Lucru care nu este deloc adevărat, pentru că vă dau propriul meu exemplu în compania în care eu activez. Da? Aici sunt eu, da? Și am deasupra niște persoane și cel puțin în raport cu două persoane și cu una din când în când, în anumite luni, câștig mai mulți bani, da? Decât această persoană sau decât această persoană și chiar este una și mai deasupra, da? Câștig mai mulți bani. Care este definiția unui sistem piramidal? Definiția unui sistem piramidal este că întotdeauna cel din vârf, da, câștigă mai mulți bani decât cei de la bază sau de desubt. Da? Acest lucru se petrece în orice organizație guvernamentală, da? În orice companie din aceasta clasică, da? Unde există o piramidă, absolut în toate organizațiile din societate avem sisteme piramidale. Însă în network marketing, deși poate să semene rețeaua cu o piramidă, nu este vorba de o piramidă. Da? Pentru că, repet, fiecare, da? Fiecare își poate construi structura exact așa cum dorește. Și o să vă desenez un pic altfel. Da? Avem aici presupusa piramidă, da? Și aici avem un alt om care, la rândul lui, își construiește propria lui structură. Da? Eu, să zicem, iau comisioane până la acest nivel. Da? Iar cel de sub va lua și el tot pe același număr de niveluri comisioane. Dar din rețeaua lui eu am acces doar la această zonă. Da? El poate să-și construiască în zona aceasta care nu îmi este mie accesibilă, dar poate să-și construiască o rețea mult mai mare. Da? Și să câștige mult mai mulți bani decât mine, pentru că eu câștig, da, pentru ceea ce am construit eu, până la un anumit nivel de adâncime, dar acesta va câștiga din ceea ce construiește el. Da?
Și atunci, sper că este destul de clar de ce nu avem de-a face cu un sistem piramidal. Orice persoană, oriunde este plasată în rețea, ea poate să ajungă să câștige mai mulți bani decât persoanele de deasupra, dacă muncește mai eficient, dacă își construiește o rețea mai consistentă decât noi. Da? Și acest lucru este foarte normal și corect, dar fiecare să fie recompensat în funcție de rezultatele muncii pe care a depus-o, da? Nu pe alte criterii. Și network marketing, lucrurile funcționează foarte armonios din acest punct de vedere, pentru că fiecare persoană câștigă exact în funcție de ceea ce produce ca rezultate. Companiile nu ne plătesc pentru câți oameni recrutăm, ci ne plătesc pentru rulajele de produse care sunt generate. Da? Până la urmă, banii vin din rulajele de produse, pentru că am spus că fiecare lider, de fapt, are o structură complexă cu alți lideri și cu consumatori, da? Și toate aceste lucruri generează în cele din urmă rulaje și din rulaje vin comisioanele, da? Acum, spre deosebire, de exemplu, de companiile clasice care plătesc o mulțime de bani pentru promovare, pentru marketing, pentru reclamă, companiile network marketing optează să folosească fondul acela de bani pe care, în mod normal, i-ar folosi pentru reclamă, îi folosesc pentru recompensarea liderilor care construiesc rețeaua. Da? Și avantajul sistemelor network marketing în raport cu o reclamă sunt evidente. Oamenii au învățat să se protejeze de reclame. Da? Când la TV începe reclama, mută pe un alt canal. Da? E foarte simplu. Plus că nivelul de credibilitate al reclamelor pe sistemele media este unul destul de scăzut. Dar în network marketing promovarea se face de la persoană la persoană și este mult mai credibil, mult mai eficient atunci când informația despre un anumit produs îți este oferită de către o persoană pe care o cunoști, în care ai încredere și care știi că în niciun caz nu ți-ar promova ceva care nu este adevărat, care nu este eficient. Da? Așa că, dacă ești printre acele persoane care sunt sceptice, merită să analizezi și să studiezi mai în profunzime aceste sisteme și, cu siguranță, o să descoperi exact acele lucruri pe care și eu le-am descoperit, și anume faptul că sistemele network marketing sunt sisteme extraordinare, niște sisteme în care poți să-ți desfășori activitatea într-un mod armonios, să ai un program flexibil, da? Să ai această posibilitate de a te organiza așa cum dorești tu, pentru că, până la urmă, compania îți dă libertatea aceasta de a face lucrurile în felul în care simți tu să le faci, da? Să adaptezi proiectul la structura ta interioară și acesta este un lucru, zic eu, extraordinar, da? Pentru că în felul acesta, da, oamenii pot să-și desfășoare activitatea într-un mediu
sănătos, armonios, în care chiar să le facă plăcere să muncească. În perioada următoare o să mai creez astfel de videouri în care o să punctez diferite aspecte legate de ce înseamnă o afacere network marketing și de ce merită să te implici în astfel de business-uri. Să îți recomand să contactezi persoana care ți-a recomandat acest video, da? Să o contactezi și să-i ceri mai multe detalii despre afacerea network marketing în care ea este implicată și în mod sigur o să ai niște revelații cu totul și cu totul extraordinare legate de acest subiect. Dacă nu ai fost invitat de nimeni și ai ajuns la acest video căutând singur, atunci te rog să ne contactezi pe noi, Dan Oros sau Simona Dărăbant. O să găsești în descrierea acestui video datele noastre de contact și contactează-ne și îți oferim mai multe informații în legătură cu ceea ce înseamnă cu adevărat o afacere network marketing și, bineînțeles, o să-ți povestim în caz particular de afacerea network marketing de care ne ocupăm noi. Îți mulțumesc pentru răbdare și atenție și te aștept și la următoarele materiale video. Dacă ți-a plăcut acest material, poți să dai un like și subscribe la canalul nostru de YouTube sau Facebook sau Instagram, depinde de canalul pe care o să vezi acest material video. O zi minunată!